Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au descins la 20 de locații de pe raza județelor Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Dol și Teleorman, la locuințele unor persoane și la sediile sociale ale unor persoane juridice. Oamenii legii au adus la sediul IPJ Olt pentru audieri un număr de 5 persoane din clanul Fluture. Potrivit anchetatorilor, cei suspecți ar fi desfășurat operațiuni fictive cu bunuri prin intermediul unor firme de tip fantomă. Aceștia ar fi livrat către instituții imobilier urban fără a avea documente justificative de proveniență. Prin activitate infracțională s-ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 6.830.000 de lei. În cauză au fost aplicate sechestre asiguratorii. Clanul Fluture a fost vizat de percheziții și în toamna anului trecut, pentru că a făcut același gen de afaceri cu alte primării din țară. În activități au fost angrenați și luptători de acțiuni speciale din Olt și polițiști de la inspectoratele de poliție județene Dâmbovița, Giurgiu, Dol și Teleorman.